Bună ziua, dragi elevi! Vă salut din nou la o lecție virtuală de limba și literatura română. Sunt Rodica Gavriliță și astăzi vom discuta despre un subiect foarte drag inimii mele, Balada Miorița, izvor de inspirație pentru literatura cultă. După ce am vorbit atâta despre această baladă, vom încerca să identificăm motive, idei sau secvențe care fac trimiterea la textul baladei în poezia lui Nicolae Labiș, Miorița. Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, zbuciumat se plânge fluierul de fag. Inima mi-o strânge și pătrunde în sânge acest cântec dureros și drag. Stelele făclii, păsărele mii, jalea își descântă în fluierul de os. Tainic își frământă cadențarea sfântă acest cântec trist și luminos. Se îngână lin, liniște narin, tremură la stână fluierul de soc. Măicuță bătrână cu brâu de lână, ce mai cați bătutul de noroc? Brâul tău din copcii s-a desprins târzii, pașii ți înseamnă pe cărări cu lună. Pentru ce și astăzi lăcrămezi și vii, când la stâne fluierile sună? El, cu ochi ca mura, tras ca prin inel, el, cu plete negre în vânturi scuturate, n-are să mai poată mândrul ciobănel înaintea ta să se arate. Ochilor tăi tulburi, pentru veci lidat, legănat pe triluri palid sălvate, pașilor sălcate, pentru veci lidat, în pădurea lungă de balade. Ostenești, o clipă numai să te oprești, odihnește-ți ochii în afund de zare. Vai, pe zare snouri, turmele cerești și auzi glasul tragicei mioare. De ce fugi pe câmpuri, după ce chemări, despletit ți-i părul, albă vâlvătaie? Vezi, de vânturi duse s-a topit sub zări, Miorița lai, bucălaie. Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, stau câteodată împletit și mut, să înțeleg o clipă neînțelesul grai, plin de jalea unui veac trecut. Probabil că ați observat foarte multe elemente care fac trimitere la textul baladei, până și măsura versului care este aici cu cezură este identică, până și piciorul de vers. Dar să vedem cuvintele evidențiate. Picior de plai, gură de rai, fluier de fag, stele făclii, păsărele mii, fluierul de os, stână, fluier de soc, măicuța bătrână cu brâul de lână, brâul din nou, lună, fluierele, ochi ca mura, tras ca prin inel, plete negre, mândru ciobănel, balade, turme, mioare, pe câmpuri, Miorița laie, bucălaie, pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, se pare că Labiș a păstrat intenționat tiparul în baladei Miorița și a creat o operă minunată, această poezie care, de fapt, indică sentimentul euului liric față de mamă și cioban. Să ne amintim care sunt motivele baladei. Motivul transhumanței, motivul complotului, motivul mioarei năzdrăvane, motivul testamentului, motivul alegoriei moarte nuntă, motivul măicuței bătrâne. Aceste motive, dar și tema, mesajul baladei, au servit drept izvor de inspirație pentru variate opere din literatura românească cultă. Să numim câteva dintre aceste opere inspirate de balada Miorița. Poezia Mai am un singur dor, de Mihai Eminescu, care este numită Miorița lui Eminescu. Poezia Gorunul, de Lucian Blaga. Poezia Miorița, de Nicolae Labiș, cu care am început astăzi lecția. Poezia De avați ascuns, de Tudor Archezi. Poezia Balada fiului pierdut, de Lucian Blaga. Romanul Baltagul, de Sadoveanu.
novela Toiagul păstoriei de Ion Druță, pe care urmează să o citiți și să o studiați tot în acest an de studiu. Poezia Miorița de Suceveanu, etc. Poezia Sacrificiului păstorului Mioritic de Leonida Lahari. Vom identifica motive, secvențe și idei care fac trimitere sau sunt similare cu textul baladei, pornind de la poezia lui Mihai Eminescu, Mai am un singur dor. Mai am un singur dor. În liniștea serii, să mă lăsați să mor la marginea mării, să-mi fie somnul lin și codrul aproape, pe întinsele ape, să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamul, nu voi sicriu bogat, ci-mi împletiți un pat din tinere ramuri. Și nimeni în urma mea nu-mi plângă la crește, doar toamna glas să dea frunzișului vește. Pe când cu zgomot cad izvoarele întruna, alunece luna prin vârfuri lungi de brad. Pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra mteiul sfânt să-și scuture creanga. Cum noi mai fi pribeag de atunci înainte, mortroini cu drag aducerea minte. Lucefer ce răsar din umbră de cetii, fiind un prieten, o să-mi zâmbească iar. Va geme de patim al mării aspru cânt, ci eu voi fi pământ în singurătate. O poezie tare tristă, dar tare frumoasă. Elementele comune ar fi: ambele sunt testamente poetice. La Eminescu să-mi fie somnul lin și codul aproape, pe întinsele ape să am un cer senin. Aduceți-vă aminte în Miorița, astăzi să le spui, iar la cap să-mi pui fluieraș de fag. Au ca temă centrală moartea, văzută ca o reintegrare în natură. Eminescu, va geme de patime al mării aspru cânt, ci eu voi fi pământ în singurătate. Iar în Miorița, că la nunta mea a căzut o stea. În ambele opere e prezentă această atitudine de seninătate, de resemnare, împăcare cu moartea. De asemenea, locul este un spațiu mioritic, locul înmormântării. Poetul dorește un mormânt liniștit în mijlocul naturii. Să mă lăsați să mor la marginea mării. Ciobanul se vrea în dosul stânii mormântat. Momentul presupusei morți a ciobănașului, la apus de soare, la fel ca la Eminescu în liniștea serii. Dorința este similară. Ambii voiesc să fie aproape de singurele lucruri la care au ținut, care le-au înflorit viața. Pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra mteiul sfânt să-și scuture creanga. Amintiți-vă de în strunga cu oi să fiu tot cu voi, în dosul stânii să-mi aud câinii. Vă amintesc noțiunea de cronotop, care înseamnă conexiunea dintre relațiile temporale și spațiale asimilate într-un mod artistic în literatură. Deci, în Miorița, la fel ca în poezia Mai am un singur dor, sau invers, poezia lui Eminescu, ca și în baladă, este prezent același cronotop. Poezia Mai am un singur dor este o elegie testamentară de inspirație mioritică, una dintre cele mai cunoscute și semnificative. Vom încerca în continuare să facem o paralelă cu poezia lui Tudor Arghezi de V-ați ascuns. Dragii mei, o să mă joc odată cu voi de ceva ciudat. Nu știu când o să fie asta, tată, dar hotărât o să ne jucăm odată, odată poate, după scăpătat. E un joc viclean, de bătrâni, cu copii ca voi, cu fetițe ca tine, joc de slugi și joc de stăpâni, joc de păsări, de flori, de câini, și fiecare îl joacă bine. Ne vom iubi negreșit mereu, strânși bucuroși la masă, sub coviltirile lui Dumnezeu. Într-o zi piciorul va rămâne greu, mâna stângace, ochiul sleit,
limba scămoasă. Jocul începe încet, ca un vânt. Eu o să râd și o să tac. O să mă culc la pământ, o să stau fără cuvânt, de pildă, lângă copac. E jocul Sfintelor Scripturi. Așa s-a jucat și Domnul nostru Iisus Hristos. Și alții, prinși de friguri și de călduri, care, din câteva sfinte tremurături, au isprăvit jocul frumos. Voi să nu vă mâhniți prea tare, când mă vor lua și duce departe și îmi vor face un fel de mormântare, în lutul afânat sau tare. Așa e jocul, începe cu moarte. Știind că și Lazar a înviat, voi să nu vă mâhniți, să așteptați ca și cum nu s-a întâmplat nimic prea nou și prea ciudat. Acolo voi gândi la jocul nostru printre frați. Tata s-a îngrijit de voi, v-a lăsat vite, hambare, pășune, bordeie și oi pentru tot soiul de nevoi și pentru mâncare. Toți vor învia, toți se vor întoarce într-o zi acasă la copii, la nevasta care plânge și toarce, la văcuțe, la mioare, ca oameni gospodari și vii. Voi creșteți, dragii mei, sănătoși, voinici, zglobii, cu voie bună, cum am apucat din moși strămoși. Deocamdată, feții mei frumoși, o să lipsească tata vreo lună. Apoi o să fie o întârziere și alta și pe urma alta. Tata nu o să mai aibă putere să vie pe jos în timpul cât se cere din lumea cealaltă. Și voi ați crescut mari, v-ați căpătuit, v-ați făcut cărturari, mama împletește ciorap și pieptar și tata nu a mai venit. Puii mei, bobocii mei, copiii mei, așa este jocul. Îl joci în doi, în trei, îl joci în câte câți vrei, arde la focul. În Miorița e prezentă alegoria moarte nuntă, ca și în Deavați ascuns. Dragii mei, să mă joc odată cu voi de ceva ciudat, poetul vede jocul moarte, mai bine zis de-a moartea, care este ca și în Miorița un joc al destinului uman. Motivul testamentului și de a fi să mor, iar aici, puii mei, bobocii mei, copiii mei, așa este jocul. Îl joci în doi, în trei, îl joci în câte câți vrei. Viziunea aceasta ludică, senină asupra morții, sub sentimentul acestei dureri infinite. În Miorița e prezent apusul soarelui și aici cuvântul odată poate după scăpătat. Prin Miorița, ciobănașul se desprinde de hainele efemere ale existenței terestre, la fel și tatăl din poezia lui Arghezi. Voi să nu vă mâhniți prea tare când mă vor lua și duce departe și îmi vor face un fel de mormântare. În Miorița, tânărul păstor vrea ca mioara să ascundă oilor moartea. Tatăl, de asemenea, își ascunde moartea în spatele unui joc. Deocamdată, feții mei frumoși, o să lipsească tata vreo lună. Păstorul se gândește la soarta celor apropiați, mioare și mama. Iar tatăl, care nu-și poate imagina o despărțire de familia sa, zice: voi să nu vă mâhniți, să așteptați, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, nimic prea nou și prea ciudat. Ciopănașul presupune că va fi căutat de mama sa, iar tatăl, care s-a îngrijit de familia lui, a lăsat vite, hambare, pășune pentru tot soiul de nevoi. Mama este surprinsă într-o chinuitoare căutare, din ochi lăcrimând, iar aici, la Arghezi, apare nevasta care plânge și toarce. Concluzie. Această poezie e o adevărată Miorița argheziană, autorul înțelegând moartea ca pe o integrare în circuitul cosmic. Este o frumoasă paralelă între Miorița și Baltagul. Versul moto, motivul complotului, subiectul, motivul femeii în căutare, motivul transhumanței, motivul animalului prieten. Sadoveanu este profund mișcat de această baladă, mărturisind: în toată structura ei, această baladă unică este așa de artistică, plină de simțire, așa de înaltă pentru natura eternă, încât eu o socotesc drept cea mai nobilă manifestare poetică a neamului nostru. Vă îndemn să citiți novela Toiagul păstoriei și
să vedeți că Grigore Vieru o numește o inversare a Mioriței. Ce am făcut astăzi la lecție? Azi la lecție am identificat opere inspirate din subiectul baladei Miorița. Am găsit similitudini dintre balada Miorița, Mai am un singur dor, De avați ascuns, am făcut o paralelă cu romanul Baltagul. La final vă îndemn să audiați romanța Mai am un singur dor, să priviți filmul Baltagul și să citiți integral novela Toiagul păstoriei. Vă urez o zi frumoasă și vă zic pe curând, dragii mei!